Salut băieții și bine v-am regăsit cu un nou episod. Primul, uh, vreau să fac o mică uh, un mic infovideo despre <laughs> despre prostia unor oameni. Uh, vreau să vă spun că această persoană se dă drept mine pe Discord. Am mai uh, pățit o dată treaba asta cu aceeași fată. Hai să vedem ce s-a întâmplat. asta este prima ei tentativă. vom zice aici salut. Uh, credi mă că mi-a fost destul de greu să-mi dau seama cine, care dintre ăștia doi sunt eu, dar mi-am seama că eu nu prea mai să scriu cu ajuns și na. Deci zice, salut, salut, sunt mare fană, îi zic, e ok, mersi, deloc nu am o rugăminte și aici mă pupă în curs să-i fac un avatar subtil, că zice ea poze la profil cu discord și ei, avatar costă 2 euro, pe vremea aia a costat 2 euro, acum costă 3 euro, ha ta uh, Bă, nu fi haide-mă, pentru o tot de euro, bă, vin și te n-ai decât să vii cu 2 euro, bla-bla, așa, zice, hei, am înțeles, aici îi zic eu. Uh, tot azi. Hei, am înțeles că te dai drept sormea. Deci prima mai tentativă a fost să se dea drept sormea. În cazul care nu știți, eu am o soră de un an și jumătate. Un an și fucking jumătate. Cu ce se drept sormea. Mor. De ce pula Nu mă super, dar vreau și eu un motiv. Am încercat să fiu cât de cât ok uh, cu ea. Vreau să văd cum e să fii soră de youtuber. Bă. Da mă, dracu că nu oi fiu eu youtuberul puli cu atât de mulți abonați, în fine, am 900 și cât, uh, stai, coice, 980. Nu sunt eu youtuberul puli, cu aia să zici că, pana mea, la vremea avea un an și puțin, sorry mă, n-am știut, noi bai, dar sper să nu mai faci, ok. Ceea ce încerc să venim pe serverul meu și am acceptat. I-am dat link, uh, intră la loc plus, își proștea, aici am încercat să iau apărarea, se supărase de nu știu ce chestie, uh, eu i-am ținut partea ei, din nu știu, din ce motiv, uh, aici, îmi exclam, aici explicam de PvP, bla bla, uh, cea din poza așa, și Delo eram atunci aici, nu mai știu despre ce e vorba și i-am zis știu și știu că nu ești știu ce din poză, avea o altă poză acum și al, acum iar are o altă poză, dar nu e ea. Mă iert, mă întreabă și știu că ai uh, 90 ani, sori am 14, ea în continuare ține să ai, ține că îmi spune, ține că îmi spune, uh, ține să spune care 14 ani, mă iert da sau nu, bă, delocon. deloc delo deloc. Și aici azi, la 12.50, la 2, trebuie să fiu un pite, undeva și na. Uh, măchina, cu cochii, s-ar putea să întâlnesc. Zic eu salut și văd că-s blocat. Nu știu cum dracu îmi a, ah, salut. De ea și are o imagine clar, e o fată de plus, 16, 17 ani, nu pare a fi ea. Uh, nu sunt pe niciun server și n-am niciun prieten comun cu ea. Zice ea, salut, serios, începem iar? Da, o chestie. Am sperat să-ți cont e jalnic și patetic ce faci. Vreau să te opresc singură, că e foarte ușor să fac ce la Discord ca nimeni să mai poată pune numele de locon și asta voi și face. Știu asta și eu de ce pula mea ai continuat? Adică, dude, îți explic o dată, îți explic de două ori. E, e, na e nașpa, de ce n-ai bațipi? În fine, că am scris cu caps. Și adică, ți se pare normal eu să vorbesc calm cu tine într-un moment de genul când cineva se drăb, dră, dă, drept mine, adică poate cineva zice, zice ție, da, cu, crezând că sunt eu, vreau să cumpăr un, un pack de 20 de euro de design și dă de tipul la 20 de euro și a luat mare țeapă, înțelegi? Da? Adică pana mea sau alte chestii cu o promovare sau pur și simplu e treaba de handicap, retard mental. Uh, nu ți se pare normal să fiu furios în momentul ăsta? Ba da! Uh, când văd o copilă de 9 ani care se dă drept mine și nu numai. N-am 9 ani. Îi întreb eu, câți ani ai? 14. Îți zic eu că minți, că sunt, la 14 ani nu poți să faci așa ceva, nu ești atât de dus cu capul să faci așa ceva. Vreau să-mi spui adevărul. Hai să vorbim atunci să mă convinc că ai 14 ani, să-ți aud vocea. Nu mai spun de faptul că poza de la profil e altceva. Nu merge microfonul, îți dau să și eu că nu-mi pasă. Și uite ce-mi trimite ea. Îmi trimite de la Google în care zice accesul acestei pagini la microfonul dumneavoastră a fost blocat. Deci, ea și-a blocat microfonul. Și aici sunt două chestii. Să permiteți întotdeauna accesul la Discord, da? Adică, ea și-a blocat singură microfonul pe Discord. Și e bifat aici, blocați în continuare acest microfon. Adică, e ca și cum. Uh, nu, nu, mai dau exemplu, dar înțelegeți. Ea și-a blocat microfonul și zice că e blocat microfonul. ziceți seama că dacă apasa pe chestia asta, microfonul de aici, indisponibil, va apărea disponibil, da? Și va putea să vorbească cu mine deci eu, ăsta e Google. Scrie, blocați în continuare uh, accesul la acest microfon. și proastă rău de tot, nu te supăra. Sincer, tot îi dau permite și după ce îi dau refresh, tot așa mi-arată. Bun, no, nu, mă interesează, eu m-am convins de o chestie, atât vă avertizez. Aveți grijă, la fiecare videoclip de al meu, de fapt live până acum, aveți în descriere Discordul meu. Discordul meu este de hashtag 0343. Dacă mai vedeți o dată un delocon, da, adică o persoană cu hashtagul 0216 și se dă de bine, aveți acolo, eu sunt de locon, sau eu sunt sora lui de locon, eu sunt nu știu ce, niciun membru din familia mea nu mai are discord și niciun prieten IRL, adică în real live nu mai are un discord de al meu, uh, nu are discord, da? Deci dacă încearcă să fac chestii de, din, de acesta îi dați bloc, nu mai continuați, discordul meu este de locon, hashtag 0343, deci efectiv așa trebuie să scrieți Delocon, hashtag 0343 da, îmi dați ad exact aici, vă duceți la friends și aici aveți ad friends și aici spuneți de Delocon, de hashtag 0343 și send friend request da, aici spune că da, în fine, de eroare pentru că îmi trimis singur cerere de prietenie dar înțelegeți, voi asta trebuie să o faceți sau un cazul în care nu merge aveți link către grupul meu de Discord. Aici, abonați-mă informat de o chestie. Uh, da, uh, de faptul că se dă drept bin, oricum, nu nu mai am nicio pretenție, atât vă spun. Vedeți persoană cu tagul 0216, direct, bloc, click, dreapta, delete, nu mai sunt la discuție. Fraților, cam cu acest info video, atât am vrut să vă spun. Uh, aveți grijă, da? e o copilă frustrată care își pierde timpul dându-se drept mine, oricum. Cam atât, uh, hai că întâi unde trebuie să mă duc, v-am pupat. Ceau, ne vedem azi pe live de la 5, 6 sau 7, cel mai probabil de la 6 sau 7, oricum, vă pup, ceau!